53 baxuri cu petarde de clasa a doua au fost depistate de polițiștii secției 1 Călugăreni într-un autoturism care se deplasa spre București. Două persoane care se aflau în autoturism sunt cercetate de polițiștii Serviciului Arme Explozive și Substanțe Periculoase sub aspectul comiterii infracțiunii de transport și de ținere fără drept de articole pirotehnice. Să vadă că sunt mult mai multe în spate.